Hei, salutare! Joi, 17 septembrie, va fi ziua soției mele. Astăzi e marți. În caz că n-aveți, mă rog, n-aveți cum să vă dați seama. Și drept cadou m-am gândit să o plimb cu balonul deasupra Bucureștiului. Din păcate, nu te poți plimba deasupra Bucureștiului cu balonul, dar te poți plimba pe undeva prin apropiere. Așa că asta o să și fac. Acum am ajuns la ea la birou să o iau și mergem. Nu știe că o să se plimbe cu balonul, știe doar că este vorba de surpriza de ziua ei. Să începem! Da, Olica. Gata, sufletel, poți să vii! Imediat. Hei! Hey! Balon la 350 de metri înălțime. Și mergem cu 16 km pe oră către unde ne plasăm. În balon nu poți să îți stabilești direcția. Așa că mergem unde bate vântul. Trebuie să comunicăm constant cu omul din mașină ca să știe unde suntem. Ne urmărește cu o tabletă, cu GPS, pentru că noi mergem unde vrea vântul. Așa e firea noastră. Zi tu, e așa firea noastră? De unde bate vântul. Da, e pământul din ce în ce mai aproape. Eu mă pregătesc de aterizare. Ia vedeți cum, vedeți cum găsiți. Intrăm în porumbul ăstuia. Ok. Mă găsește de mine. A, e bine. Atenție, ți-am spus cu mâna, da, nu apără, da. N-ai voie să nu mai faci. Da, da. Se culcă în același timp, smurge de te vezi. Așa.
Acum trebuie cărat balonul într-un loc unde poate fi demontat și urcat în mașină. Recomanzi altor oameni să se plimbe cu balonul cu aer cald? Da, clar. Ce cel mai frumos cadou din toate timpurile. Da? Da. Ne vedem luni cu un film cu 33 de lucruri, pentru că am rămas dator. Data trecută am uitat să pun imaginile și vreau să fac unul ca lumea, măcar unul luna asta, nu? Da. Pa, pa. Aha. Ok, acum am terminat de montat clipul. Ăsta e filmul de joi, dar o să-l pun astăzi, miercuri, pentru că până joi aș vrea să strâng cât mai multe mesaje de la mulți ani pentru soția mea. Dacă vreți, bineînțeles, să mă ajutați cu asta în secțiunea de comentarii. Ne vedem luni cu filmul cu 33 de lucruri. Salut!